Da. Zice Leonard din Pulise, Sanda, te iubesc. Știi că și eu. Da. Și noi. Mulțumesc, Leonard, un băiat absolut minunat pe care îl cunosc de foarte mulți ani din televiziune. Așa e. Dar cum ai slăbit? Tu nu ne-ai zis cum ai făcut. Adevărul este că noi când ne-am văzut ultima dată eram destul de bine conservat. Mă, era într-o formă mai evoluată, ca să eram într-o formă foarte bună. Da. De cozonac. Da. Dar ce ăla nu-i bun? Ba, acum. Mai a fost o conjunctură fericită cu momentul în care m-am implicat în proiectul Circului Globus. Și stresul de acolo și faptul că e foarte adevărat la început, din cauza stresului nici nu puteam să mănânc. Ăsta este adevărul. Practic așa a început. Deci n-ai ținut cură. După aceea mi-a convenit că slăbesc și am început să țin niște diete pe care le știam din totdeauna, dar cum care au funcționat. Culmea este cu carbohidrații. E da? Foarte mult, da, da, paradoxal. Și a funcționat foarte bine. Într-o primă fază am așteptat să slăbesc fiind atentă la alimentație. Iar după două luni și jumătate, în care aproximativ 3 luni, am dat 15 kg. După aceea m-am apucat de sport. Sport care continui și astăzi. Ce sport faci? Spre exemplu, lucrez foarte mult, îmi lucrez toate grupele musculare cu propria mea greutate, deci nu folosesc greutăți. Am un antrenor personal ocupă. Da, pentru că am uitat nu foarte multe. Nu faci după ureche nimic. Nu, pentru că până la urmă știi cum e? Noi într-adevăr românii suntem foarte talentați la foarte multe, dar totuși cred că bunul simț spune ca fiecare să-și facă meseria pentru că o știe cel mai bine. Așa și atunci e. Eu sunt ascultătoare și uite-te că mi-a ajutat foarte mult sprijinul acestui antrenament. Alerg foarte mult, alerg foarte multe stadioane. Și mișcarea este un mare secret al meu. Dar și înainte să am cei doi copii, foarte, foarte mult m-am întreținut prin sport. Dar se știa la vremea respectivă, am făcut vreo 7 ani de fitness. Foarte tare. Bun. Copiii, când te văd într-o asemenea formă? Fiul meu este foarte simpatic, este îndrăgostit de mine. Mă privește admirativ, ăsta este, adică îi văd admirația din priviri. Și adevărul este că îmi creează satisfacție, pentru că îmi dau seama că este mândru de efortul meu până la urmă. Dar soțul tău ce spune? Eu cred că și el. Nu știu. Asta de fapt vrea. El este principalul beneficiar. Nu știu dacă recunoaște. Nu știu dacă îi convine. De ce? Păi eu știu. Întreabă-l pe el. Sigur. Păi de ce să ne convine? Auzi, e firesc să ai atâta stres? Adică tu aveai o viață liniștită cu copiii, cu cântările tale. Știi cum e? Eu zic că totuși forma de stres se schimbă. Ca părinte și ocupându-te exclusiv de familie, este o formă de stres, dar oarecum ești într-un glob de sticlă, pentru că ești protejat de tot ce vine din exterior, iar ce se întâmplă acum acolo este o provocare uriașă. Pentru tine, da. Pentru mine deci este artistă, uriașă. Deci tu artistă, cum să fii tu directoare? Deci pe mine asta dar m-a există șocat. Mai artist. Domnul Arșinel, da, șeful tău. Da, așa este. Păi numai vezi. Că eu cred că ea este prea sensibilă și prea bună. Când ești director, deci, trebuie să fii mai dur. Bianca, la Metropolis e un actor. La, deci peste tot actorii. Domnul Caramitru. Deci așa ei cumva poate că simt mai bine treaba. Un artist simte cel mai bine, își simte colegii și artiștii și înțelege faptul că, apropo de faza asta de a fi dur și de a fi mai intransigent, nu sunt eu, am un șef. Și este Bogdan Stanoievici. El este, să zicem, dacă vrei, forța masculină ce contează. Deci el e polițistul rău și tu ești polițistul bun. Așa a zis el. Eu nu aș zice neapărat. Așa, până la urmă, cred că fiecare avem niște limite de toleranță. Dar toți te fiecare... iubesc, să știi. Nu știu dacă mă iubesc toți. Eu am mai întrebat pe acolo. Da? Da, eu adică pot să spun un singur lucru. Că amândoi suntem artiști care respectă artiștii, cărora le pasă de artiști, care au grijă față de ei pentru că facem niște lucruri pentru ei care înainte alții nu le făceau. Și asta nu e ca o laudă. Pur și simplu am descoperit lucruri care ar fi trebuit să se întâmple firesc și nu se întâmplau și am considerat că, din punctul meu de vedere, artistul de circ depune un efort uriaș și pentru asta trebuie o anumită protecție, o anumită grijă aparte față de orice alt tip de artist. Și noi căutăm să creăm, în măsura posibilităților, aceste condiții de care ei au nevoie.
de un medic, de un terapeut, de un, nu știu, de diverse, sunt o grămadă, discutăm, nu asta vă interesează, dar în esență, pe mine personal, ca director artistic, mă interesează calitatea spectacolului, dar nu în ultimul rând condiția artistului. E foarte importantă. Chiar îmi place, chiar vreau să văd pe scena circului spectacole care mi le doresc să le văd pe scenele românești. Unele există, unele nu, dar pe zona de divertisment e foarte greu. Ceva nou? Ceea ce este generos la această sală este faptul că are ceva ce n-are nicio sală din București. Aici vorbesc și de capacitatea sălii. Ca are și convenient, forma aia spectaculoasă. Ca și convenient, este generoasă pentru că poți să folosești cerul și pământul. Da. Și e amplă. E adevărat, e un efort înzecit pentru că trebuie umplut spațiul ăla. Absolut. Nu este simplu, dar pe de altă parte te provoacă enorm. Avem producții frumoase pe care le lucrăm la ora actuală, una despre care v-am povestit și probabil zine vom repede, avea... unde să venim, ce să vedem? Noi avem premieră, o să avem o premieră cu o echipă de la Cirque du Soleil. Nu știu dacă am mai discutat foarte noi interesant. Chestia asta. E o producție care durează, noi am compresat-o foarte tare, normal, nu se scoate așa ceva sub un an de zile ca și mod de lucru. Noi ne-am chinuit să o facem în 6 luni, este foarte greu și pentru că este un angrenaj foarte mare. În luna noiembrie, în jur de 15 noiembrie, dar o să vă dăm mai multe detalii pe parcurs. Am schimbat tot, am creat sunet, abia lumină, am creat condiție pentru artist, pentru că în clipa în care vine un artist să cânte sau vine un artist să performeze acolo, să aibă cea mai înaltă calitate.